Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Nou-născut transportat cu elicopterul la spitalul din Craiova. 4 persoane reținute pentru trafic de minori și proxenetism. 2 copii și mama lor au ajuns la spital după un accident. Un elicopter SMURD a fost solicitat să intervină miercuri în municipiul Târgu Jiu pentru a prelua un nou născut. Este vorba despre o micuță de numai o zi care s-a născut la termen, însă cu complicații. 2, 3 și... Mai stânga? Marius, mai trage de ăla de... Marius, ridică pe ridică că este umărul ăla de aici. Jos, rata este prinsă, Marius. Ridică un pic de targă. Așa. Ușa. Ok? Lăsa-l de aici că am preluat. Din primele informații ar fi vorba despre o malformație la tubul digestiv inferior. Elicopterul SMURD a aterizat pe terenul 3 din cadrul complexului sportiv municipal. După ce bebelușul a fost conectat la aparatele de monitorizare, elicopterul a decolat. Fetița va fi internată la spitalul din Craiova. Este vorba despre un nou născut de 24 de ore cu, se presupune, o ocluzie intestinală, malformație la tubul digestiv inferior. A fost preluat de aici și transportat la Craiova. Ocluzia intestinală la nou născut este una dintre cele mai întâlnite urgențe chirurgicale. Managementul cu succes al acestei boli depinde de timpul de diagnosticare și de precocitatea instituirii terapiei. 4 mandate de aducere au fost puse în executare după perchezițiile de marți ale polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj. Descinderile din Târgul Cărbunești și Târgu Jiu au vizat persoane bănuite de trafic de minori, proxenetism și spălare de bani. 2 bărbați de 35, respectiv 51 de ani din comuna Jupânești și o femeie de 33 de ani din Târgu Jiu au fost conduși la sediul DICOT din Gorj pentru audieri. Față de cei 2 bărbați a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Din investigație a reieșit faptul că în perioada 2014-2018 aceștia ar fi recrutat, transportat și cazat în Portugalia în scopul exploatării sexuale 2 minore de 16 ani din județul Gorj. Totodată, cei 3 ar fi sprijinit alte tinere să practice prostituția în Norvegia, realizând un venit de aproximativ 40.000 de lei, bani pe care i-ar fi investit în imobile și autoturisme. În urma perchezițiilor a fost ridicate un autoturism, mai multe telefoane mobile, cartele telefonice, carduri de memorie și înscrisuri. În urma perchezițiilor au fost ridicate un autoturism, mai multe telefoane mobile, cartele telefonice, carduri de memorie și înscrisuri. La desfășurarea perchezițiilor au fost angrenați polițiști din cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești și jandarmi din Gorj. O femeie și 2 copii au ajuns la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un alt autoturism. Accidentul s-a petrecut marți în zona molului din municipiul Târgu Jiu. Cei 3 se aflau în mașina condusă de un bărbat de 27 de ani din Bengești-Ocadia, care se face vinovat de producerea accidentului. Acesta nu a acordat prioritate moment în care a fost izbit de o altă mașină. Pe strada 9 Mai din municipiul Târgu Jiu a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme, produs ca urmare a neacordării de prioritate. În urma accidentului au suferit leziuni 2 copii minori în vârstă de 5 și 10 ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Victimele sunt în afara oricărui pericol. Din cauza fenomenelor meteorologice extreme, un copac de pe domeniul public s-a rupt avariind un autoturism. Incidentul s-a petrecut marți seară pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu din municipiul Târgu Jiu. Autoturismul era parcat în fața blocului. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea crengilor care au avariat autoturismul. Pe lângă intervențiile la inundații a mai multe gospodării și beciuri din municipiul Târgu Jiu, ultima situație de urgență s-a petrecut noaptea trecută pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu din municipiul Târgu Jiu, unde un copac a căzut pe un autovehicul. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care a intervenit pentru degajarea copacului de pe autoturismul avariat. De dimineață la fața locului s-au deplasat și angajații din cadrul primăriei pentru degajarea zonei. Nu s-au înregistrat victime.
Unul dintre liderii de sindicat din complexul energetic Oltenia este de părere că voucherele de vacanță ar trebui distribuite în același timp pentru toți angajații. Este opinia lui Nicu Bunaica, președintele sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia. În momentul de față se lucrează la dosarul de achiziție al voucherilor de vacanță. Salariații vor primi carduri magnetice. Acestea vor fi încărcate lunar în baza cererilor depuse de salariați. Încărcarea se va face și în limita unei sume lunare de peste 5 milioane de lei, care va fi împărțită pe subunități. Salopetele de lucru ale minerilor vor fi curățate, în acest sens va fi achiziționată cantitatea necesară de detergent. Este vorba de un buget de 7.400 de lei. Suma a fost alocată pentru 4 cariere din cadrul direcției miniere. Este vorba de Jilț Nord, Jilț Sud, Roșia și Tismana. Achiziția va fi realizată luna aceasta. Minerii beneficiază de spălarea echipamentului de lucru la locul de muncă. Sunt folosite mașini automate de spălat. Săptămâna premergătoare a alegerilor europarlamentare vine cu modificarea programului de lucru la Serviciul de Evidență a Persoanelor din Târgu Jiu. Astfel, angajații serviciului au ales să muncească și în zilele de sâmbătă și duminică pentru a veni în sprijinul cetățenilor care nu se află în legalitate și doresc să-și exercite dreptul de vot. Ca de fiecare dată, Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Consiliului Local Târgu Jiu este bine în întâmpinarea cetățenilor care au actele de identitate expirate. Și pentru a-și exercita dreptul electoral, vom avea un program prelungit în această săptămână. Vom lucra și inclusiv sâmbătă și duminică, sâmbătă pe un interval orar de la orele 8:30 la ora 16, iar duminică de la ora la 7 dimineața până la ora 21. Vom lucra cu prioritate documentele expirate, pierdute sau deteriorate pentru a da posibilitatea tuturor cetățenilor să voteze în condiții de legalitate. Dreptul de vot poate fi exercitat numai în baza unui act de identitate valabil. Corpul de control al Ministerului Sănătății nu a mai prezentat raportul verificărilor realizate la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Ministrul Sănătății a anunțat că va face public documentul respectiv. Sorina Pintea nu a mai ajuns însă săptămâna trecută în județ. Raportul întocmit de Corpul de Control vizează modul în care este manageriat unitatea medicală și secțiile și cum sunt respectate procedurile medicale. Cel mai probabil, prezentarea documentului va fi amânată până după alegerile europarlamentare. O comisie formată din specialiști va urca la finalul acestei luni pe Transalpina pentru a analiza dacă șoseaua poate fi redeschisă. DN67C, Rânca, Obârșia Lotrului este închis din toamna anului trecut ca urmare a ninsorilor și a cantităților mari de zăpadă de pe carosabil. În urmă cu 3 săptămâni de zile, secția de drumuri naționale Târgu Jiu a decis să înceapă lucrări de dezăpezire pe tronsonul pe care îl administrează. Potrivit lui Ion Tudor, șeful secției Târgu Jiu a drumurilor naționale, mai este de dezăpezit un tronson de peste 3,5 km din cea mai înaltă șosea din țară. Aceasta trece pe la cota 2145 de metri în pasul Urtele. De altfel, utilajele au trecut dincolo de pasul Urtele și au ajuns aproape de limita cu județul vecin. După ce șoseaua va fi complet curățată, comisia de specialiști de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova și Poliția Rutieră va ajunge la Rânca și va face o deplasare pe Transalpina, pe tronsonul care este acum închis. Amenzi usturătoare primite de comercianții din Rânca, doar într-o lună și jumătate sancțiunile s-au ridicat la peste 33.000 de lei. Controlele au fost efectuate de către inspectorii DSV în colaborare cu Garda de Mediu și OPC. Printre neregulile constatate au fost cele privind depozitarea alimentelor. Noi am dat DSV-ul două amenzi în valoare totală de 2.000 de lei pe condiții necorespunzătoare de depozitare a produselor de origine animală și pe etichetare. Colegii de la OPC au dat 3 amenzi în valoare de 22.500, iar cei de la Garda de Mediu au dat 3 amenzi în valoare de 22.500, iar OPC-ul 3 amenzi în valoare de 9.000 de lei. Potrivit șefului DSV Gorj, Nicolae Călescu, sancționate au fost și 2 unități din Mătăsari. Au fost aplicate 2 sancțiuni la 2 unități din localitatea Mătăsari. Control efectuat împreună cu cei de la Inspectoratul de Poliție, Serviciul Economic. Unde s-au aplicat 2 amenzi, una în valoare de 10.000 de lei, iar cealaltă în valoare de 12.000 de lei. Totodată cu amenzi s-au ales și 3 depozite, tot din Mătăsar, ce comercializează furaje.
Investiție importantă în comuna gorjeană Stejar, singurul dispensar din localitate este reabilitat după 10 de ani. Autoritățile locale au luat această măsură pentru ca unitatea medicală se degradase serios, iar lucrările erau necesare pentru ca personalul medical și cetățenii să beneficieze de condiții sigure și moderne. Lucrările de reabilitare și modernizare a dispensarului din comuna Stejar sunt întoi. Cabinetul medical care a funcționat în vechea clădire a fost mutat temporar în alt spațiu din apropiere până când va fi finalizată investiția. Nu beneficiază de o investiție majoră de aproape o jumătate de secol și mă bucur să spun că în momentul de față dispensarul comunal va arăta la standardele europene. El a suferit în proporție de 70% o modificare și reabilitare și modernizare, atât a interiorului, exteriorului, acoperișului, instalații electrice, sanitare. Primarul localității Robert Păiuș are în plan să completeze echipa de medici. Acest cabinet nu funcționa decât un medic, am încercat ulterior să aduc și un medic stomatolog. Am reușit și mi-am propus ca din discuțiile pe care le-am avut cu cadrele medicale, atât cu doamna medic stomatolog cât și medic generalist, să mă poată ajuta cu colegi de-ai domnilor dânselor, cu colegi de pe cardiologie și un medic pe chimioterapie. Pentru că vreau ca să le extind. În viitorul apropiat voi mai angaja încă 2 asistenți comunitari și cu cel actual voi avea 3, cărora le voi face birourile aici, să fie toate cadrele medicale, atât asistenții cât și doctorii, să lucreze și să lucreze în beneficiul cetățenilor din comuna Stejar. Noua clădire a dispensarului comunal va fi finalizată până la sfârșitul lunii iunie. Valoarea investiției se ridică la 800.000 de lei, iar banii sunt obținuți pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Zeci de elevi de la Liceul Tehnologic din Turceni vor primi gratuit o masă caldă, însă momentan doar copiii care învață la clasele profesionale vor putea mânca la cantina școlii. Autoritățile locale vor să extindă programul pentru toți elevii și cadrele didactice care predau acolo, în schimbul unei sume modice pentru un meniu complet. Peste 70 de elevi care învață în clasele profesionale la Liceul Tehnologic din orașul Turceni vor putea beneficia gratuit de o masă caldă în perioada următoare. Costurile vor fi suportate din bugetul primăriei. Este un proiect pe fonduri europene și în momentul de față aveam corpul de cantină, era și cantina veche, dar care nu mai fusese folosită de ani de zile. A fost păcat să o dărâmăm, tocmai de aceea am investit și am făcut una modernă, pentru că e important pentru copii să primească o masă de calitate, să mănânce o ciorbiță caldă, să mănânce un felul doi gătit așa cum se cuvine. Primarul orașului Turceni, Cristina Cilibiu, vrea să extindă programul pentru toți elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic, însă din toamnă toți beneficiarii vor trebui să plătească cei drept o sumă modică pentru un meniu care include felul 1, felul 2 și desert. Din toamnă vrem să extindem și să poată mânca orice elev își dorește lucrul ăsta și, bineînțeles, profesorii. Va fi un cost minim, undeva la 7,99 lei în momentul de față, ca toți elevii să poată beneficia, în cazul în care își doresc, de o masă caldă. Programul pentru masa caldă face parte dintr-un proiect mai amplu finanțat din fonduri europene, în care au fost incluse mai multe investiții la unitatea de învățământ în valoare totală de 800 miliarde de lei vechi. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Ana Maria Ianc, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți seară frumoasă!